Servus, salutare tuturor, vă salut, mă numesc Daniel și astăzi doresc să joc jocul Transport Fever 2. Vă doresc tuturor vizionare și audiție plăcută. Dragilor, cred că... fac un pic muzica mai încet. Așa, dragilor, cred că ați văzut celelalte episoade pe care le-am făcut. Este vorba despre episodul 1 și 2. Cum am dat drum de fapt la trenuri aici pe calea aceasta ferată. Și se circulă frumos, fără probleme. Nu avem... fac mai încet un pic sunetul. Chiar la maxim, nu contează. Lasă-l să meargă. Da, un pic mai departe de aici, să nu se aude gălăgia. Așa. Deci, cred că ați văzut celelalte episoade pe care le-am făcut. Trenul circulă frumos pe aici, deci nu au nicio problemă. Nu există o problemă, totul este perfect. Și am adăugat pe linia asta, de fapt, am adăugat 13 trenuri, dacă îți dai seama, 13 trenuri pe o distanță așa mică de, să zicem, 20 de kilometri. 20 de kilometri, intrare multe trenuri. Și care e chestia? Pentru că am adăugat multe trenuri, circul încet și toate, și distanță, cu distanță între trenuri. Distanță de un kilometru între ele, nu merg mai departe pentru că au semnalul în față, semnalul care semna roșu sau verde. Și ele se opresc în funcție, uite, de exemplu, trenul ăsta trebuie să oprească, au avut semnalul roșu. Eu am adăugat mai multe trenuri aici. Totul funcționează bine. Și... e un text aici important pe care, de fapt, l-am tradus din limba germană în limba română. Am căutat și în limba română, dar există, dar nu astfel de texte, nu chiar așa de perfect ca textul acesta. Și voi porni aici ca să auzim despre ce vorba. Semnal tren. Semnalul trenului împarte șinele în blocuri și permite locomotivelor să răspundă la alte locomotive, astfel încât mai multe trenuri să poată utiliza aceleași șine fără a se ciocni. Blocurile se extind pe toate șinele conectate, indiferent dacă un tren poate călători de fapt între ele. Semnalele de tren pot fi, de asemenea, utilizate împreună cu semnale de lanț de tren, care separă, de asemenea, șinele în blocuri. Pe lângă explicațiile de pe această pagină, există și tutorialul semnalului trenului. Semnalele care împart șinele în blocuri. Fiecare bloc este evidențiat cu o culoare diferită. Cuprins 1 direcție, 2 afișări de stare, 3 circuite de rețea, deci 4 lac direcție care bloc monitorizează un semnal, depinde de ce parte a unei șine este plasat. Dacă există un semnal pe partea dreaptă a pistei, acesta monitorizează și protejează blocul feroviar din spatele acestuia până la următorul semnal sau până la sfârșitul pistei. La plasarea semnalelor de tren, blocurile de semnal de tren sunt vizibile și poziția opusă a semnalului este evidențiată în alb. Un tren în modul automat nu se deplasează pe o cale dacă ar trece un semnal pe partea stângă, cu excepția cazului în care există și un semnal pe partea dreaptă opus semnalului stâng. Indicatorii de stare. Semnalele de tren au 4 indicatori de stare: verde, blocul monitorizat este gol. Galben, un tren nu se poate opri în fața blocului monitorizat și va trece semnalul.
Opțiunea de depanare Showtrain Braking Distance poate fi utilizată pentru a arăta distanța pe care o va opri o locomotivă. Un semnal galben înseamnă că un tren se apropie și are deja permisiunea de a intra în următorul bloc. Blocul este rezervat pentru un tren și toate celelalte semnale de intrare pentru acest bloc devin roșii. Roșu, blocul monitorizat nu este gol sau un alt semnal de monitorizare este galben. Cripește, semnalul nu este pe o șină sau blocul monitorizat este, de asemenea, blocul din fața semnalului. Dacă un semnal este roșu, locomotivele se vor opri în fața acestuia. Un semnal cu lanț de tren poate fi utilizat pentru a opri locomotivele mai devreme, deoarece acestea indică întotdeauna semnalul care urmează semnalului. Rețea de circuite, interfața utilizatorului pentru configurarea semnalului trenului pentru conectarea la o rețea de circuite. Se poate configura o stare de rețea de circuit care, dacă este adevărată, transformă semnalul trenului în roșu. Un semnal de tren poate emite, de asemenea, trei semnale diferite, în funcție de faptul dacă este în stare verde, galben sau roșu. Dacă un semnal de tren este roșu din cauza unei stări de rețea circuitului, semnalul trenului nu trimite un semnal către rețeaua de circuite. Ați auzit cât de important, cât de interesant e astfel de lucruri în lumea feroviară? Ascultăm și limba engleză. Train signal, the train signal divides rails into blocks and enables locomotives to respond to other locomotives so that multiple trains can use the same rails without colliding. Blocks extend across all connected rails, regardless of whether a train can actually travel between them. Train signals can also be used in conjunction with train chain signals, which also separate rails into blocks. In addition to the explanations on this page, there is also the train signal tutorial. Signals that divide rails into blocks. Each block is highlighted with a different color. Contents 1 Direction 2 Status Displays 3 Circuit Network 4 See also Direction which block monitors a signal depends on which side of a rail it is placed. If there is a signal on the right hand side of the track, it monitors and protects the rail block behind it until the next signal or until the end of the track. When placing train signals, the train signal blocks are visible and the opposite signal position is highlighted in white. A train in automatic mode does not move onto a track if it would pass a signal on the left side. Unless there is also a signal on the right side opposite the left signal. Status indicators. Train signals have four status indicators. Green, the monitored block is empty. Yellow, a train cannot stop in front of the monitored block and will pass the signal. The debug option show train braking distance can be used to show the distance it will take a locomotive to stop. A yellow signal means that a train is approaching and already has permission to enter the next block. The block is reserved for a train and all other entry signals for this block turn red. Red, the monitored block is not empty or some other signal monitoring it is yellow. Flashing, the signal is not on a rail,
or the monitored block is also the block in front of the signal. If a signal is red, the locomotives will stop in front of it. A train chain signal can be used to stop locomotives earlier as they always indicate the signal following the signal. Circuit network, the user interface for configuring the train signal for connection to a circuit network. A circuit network condition can be configured which, if true, turns the train signal to red. A train signal can also output three different signals, depending on whether it is in the green, yellow or red state. If a train signal is red due to a circuit network condition, the train signal does not send a signal to the circuit network. Interesant. Și acum în limba germană. Zugsignal. Das Zugsignal teilt die Schienen in Blöcke und ermöglicht es den Lokomotiven, auf andere Lokomotiven zu reagieren, so dass mehrere Züge die gleichen Schienen verwenden können, ohne zu kollidieren. Blöcke erstrecken sich über alle angeschlossenen Schienen, unabhängig davon, ob tatsächlich ein Zug zwischen ihnen verkehren kann. Zugsignale können auch in Verbindung mit Zugkettensignalen verwendet werden, die auch Schienen in Blöcke aufteilen. Neben den Erläuterungen auf dieser Seite gibt es auch das Zugsignal-Tutorial. Signale, die Schienen in Blöcke unterteilen. Jeder Block wird mit einer anderen Farbe hervorgehoben. Inhalt eine Richtung 2 Statusanzeigen 3 Kreisnetzwerk 4 siehe auch Richtung welcher Block ein Signal überwacht, hängt davon ab, auf welcher Seite einer Schiene es platziert ist. Steht auf der rechten Gleisseite ein Signal, überwacht und schützt es den dahinterliegenden Gleisblock bis zum nächsten Signal oder bis zum Gleisende. Beim Platzieren von Zugsignalen sind die Zugsignalblöcke sichtbar und die gegenüberliegende Signalposition wird weiß hervorgehoben. Ein Zug im Automatikbetrieb fährt nicht auf ein Gleis. Wenn er ein Signal auf der linken Seite passieren würde, es sei denn, es befindet sich auch auf der rechten Seite gegenüber dem linken Signal ein Signal. Statusanzeigen. Zugsignale haben 4 Statusanzeigen. Grün, der überwachte Block ist leer. Gelb, ein Zug kann nicht vor dem überwachten Block halten und passiert das Signal. Die Debug-Option Show Train Braking Distance kann verwendet werden, um die Entfernung anzuzeigen, die eine Lokomotive zum Anhalten benötigt. Ein gelbes Signal bedeutet, dass sich ein Zug nähert und bereits die Erlaubnis hat, in den nächsten Block einzufahren. Der Block ist für einen Zug reserviert und alle anderen Einfahrtssignale für diesen Block werden rot. Rot, der überwachte Block ist nicht leer oder ein anderes Signal, das ihn überwacht, ist gelb. Blinkend, das Signal liegt nicht auf einer Schiene oder der überwachte Block ist auch der Block vor dem Signal. Wenn ein Signal rot ist, halten die Lokomotiven davor. Ein Zugkettensignal kann verwendet werden, um Lokomotiven früher zu stoppen, da sie immer das dem Signal folgende Signal anzeigen. Schaltungsnetz. Die Benutzeroberfläche zum Konfigurieren des Zugsignals für den Anschluss an ein Streckennetz. Es kann eine Streckennetzbedingung konfiguriert werden, die, wenn sie wahr ist, das Zugsignal auf Rot setzt.
Ein Zugsignal kann auch drei verschiedene Signale ausgeben, je nachdem, ob es sich im grünen, gelben oder roten Zustand befindet. Wenn ein Zugsignal aufgrund eines Zustands des Streckennetzes rot ist, sendet das Zugsignal kein Signal an das Streckennetz. Da, așa funcționează. Trebuie să mai adăugăm aici la fel. Tren. De probă. Două linii. Și o linie facem așa. Deci cum am făcut prima dată. Iar acum adăugăm o linie. Facem așa că trenul ăsta să meargă, deci linia asta de să meargă pe linia asta. Da, merge că am pus greșit. Avem aceeași problemă. O linie merge încolo, una vine înapoi. Pe linia aceasta merge în direcția.
va trebui să adăugăm semnale. Al doilea tren iese din garaj și așteaptă. Mai băgăm două linii, două trenuri. Să adăugăm semnale de tren. Deja sunt prea multe trenuri un kilometru distanță și vor apărea probleme. Greșeală. Greșeală la semnal. Că semnalul ăla n-are ce căuta acolo. Și atunci punem altcumva. Așa. Dă-te înapoi. Hai, treci. A, nu pot să treacă de ăla. El. Poate să înainteze de el. Hai că te scot de pe linia asta. Că tu blochezi circulația, ia aici. Leacă. Treci pe cealaltă linie. Facem o ocolire. Thank you.
Signalul ăsta.